Bună dimineața, dragii mei, la toată lumea! Cum sunteți în dimineața asta? La mulți ani la toți cei care sărbătoresc astăzi ziua de Sfântul Nicolae, la mulți ani la toți copilașii din întreaga lume. Să sperăm că Bunul Dumnezeu îi aduce la toți cadouașuri sub brad. Nu? Astăzi, de obicei, se face bradul, așa se zice. Poate alte persoane le-ați făcut bradul mai repede. Eu astăzi vreau să-l fac, să văd dacă reușesc. Se apropie sărbătorile, pentru multă lume este o melancolie, pentru alții este o fericire, depinde acum de situație. Eu vă doresc la toți din suflet să aveți parte de sărbători minunate, toate dorințele voastre să se îndeplinească, să fiți bine, să fiți sănătoși în primul rând, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți din suflet. Și, bineînțeles, dragii mei, să nu ne uităm credința. Am intrat să vă fac cafeaua săptămânii, începând de astăzi, de pe data de 6 până pe 13, dragii mei. Să vedem ce ne indică energiile acestei săptămâni. Aici este foarte frig, sunt 3 grade, probabil în România este mult mai frig decât aici. Mai înainte mi-am dus fetița jos când merge la școală. Este foarte, foarte frig. Bine, eu cel puțin sunt friguroasă de firea mea. Și să vedem, dragii mei, să extragem o carte vis-a-vis de energia capeluței, da? De pe data de 6 astăzi până pe 13, să vedem, dragii mei, ce energie ne indică această cafea, ce vă spune la fiecare cafeaua săptămânii, ce vrea să spună energiile astrelor, planetelor, energia lumii. Hai să vedem. Mulți dintre voi sunteți triști, da? Melancoliști, triști, sunteți într-o stare un pic așa, probabil, poate că vă simțiți singuri și nu aveți pe nimeni lângă voi de sărbători. Poate că soțul sau soția e plecat în țară străină și nu poate să vină acasă de sărbători și atunci sunteți triști, triste. Poate că partenerul de viață a plecat sau v-ați despărțit și din cauza asta aveți această stare melancolică. Sau de ce nu, poate că vă gândiți la părinți, la frați, la surori, da? Și sunteți într-o stare de gândire. Vedeți această femeie cum stă lângă pat și se și roagă în același timp, dar se și gândește, e tristă. Bineînțeles că nu arată să plângă, doar este foarte gândită. Sau poate sunteți foarte obosiți, obosite, dragii mei, dacă lucrați badante și eu am lucrat și știu că această meserie te pune jos la pământ. Orice ar fi, este tristețea melancoliei, tristețea, este cartea, mă scuzați, energia tristețe, energia melancoliei, energia stărilor de aducere aminte a trecutului și greutăților care de zi cu zi ne confruntăm cu ele. Voi pune cartea aici, așa, și bineînțeles vă voi extrage și un înger, să vedem și îngerul ce spune vis-a-vis de această săptămână, un arhanghel, un înger, să vedem ce energie ne aduce îngerul, arhanghelul. Oricum, această săptămână este energia prosperității, dacă vă uitați foarte bine, este arhanghelul Ariel. Vă spune că indiferent de problemele materiale cu care voi vă confruntați, energia prosperității va fi adusă în calea voastră și va fi bine. Veți avea succes la bani, veți avea succes în proiectele voastre, în afacerile voastre, de ce nu veți primi cadouri? Veți fi fericiți, să zicem așa, din punct de vedere material, vă iese bine, vedeți? Vă apare energia prosperității, dragii mei. Această carte încerc să o pun aici, să vedem dacă stă. Și acum să încercăm să vedem cafeluța săptămânii, așa arată cana voastră. Ia uitați, unii dintre voi vărsați lacrimi, încă se scurge. Asta este cănița. Și să vedem, da, într-adevăr aici în afara casei se văd două drumuri scurte. Probabil mulți dintre voi cu începutul acestor minunate sărbători veți face drumuri, veți pleca la drumul, sunteți pe grabă,
ca să rezolvați unele chestiuni, probabil de cadouri, probabil aveți încă de rezolvat unele lucruri care au rămas nerezolvate. Haideți să încercăm să vedem ce vă iese. Dacă sunteți în zodia racului, dragii mei, cei din zodia racului, veți avea în două puncte cât de repede o surpriză neașteptată din partea unei persoane cu inițiala de C. Dacă vă încadrați cu această inițială, voi toți cei din zodia racului, că sunteți bărbați, că sunteți femei, veți avea o surpriză bună, zic eu, din partea persoanelor cu inițiala de C, da? Mai ales dacă voi sunteți persoane cu inițiala de A. Mie mi-apare un A și un C. A ar fi pe partea voastră și C-ul ar fi surpriza care cineva vi-o face. Aici ce aș putea să vă spun, sunteți multe persoane care probabil vă confruntați cu dureri de cap, migrene de cap, dacă aveți inițiala de V, de C, dar sunt dureri trecătoare. Din punctul meu de vedere, atât în România cât și aici, dacă bate vântul, dacă este frig, încercați să vă acoperiți urechile, capul, pentru că sunteți predispuși la dureri foarte mari de cap, migrene, da? Alte persoane, eu văd că veniți, văd aici ca și cum s-ar arăta un aeroport și avion, da? Orică așteptați pe cineva care vine de la drum lung în 5 puncte, poate să fie 5 ore, 5 zile, persoane cu S, cu M, cu N, ori sunteți voi cei care plecați în țară, da? Să mergeți de sărbători acasă, zic eu. Mulți dintre voi plecați, sunteți fericiți că plecați, dar parcă aveți așa un gust amar, nu știu, poate și din cauza acestor restricții, poate și din cauza la tot ce se întâmplă în această lume. În 5 puncte, eu văd aici un aeroport, lume multă, bagaje, probabil vă întoarceți din țară străină la voi acasă, la părinții voștri, sau sunteți voi cei care plecați din țară străină sau așteptați pe cineva, da? În aeroport. Un 7, o realizare mare pentru persoane, în special din zodia leului, văd o coadă de leu în 6 puncte. Dacă sunteți cu D, dacă sunteți cu L, veți avea acest 7, această rezolvare cu noroc în săptămâna asta, dragii mei, mai ales că sunteți în zodia leului. V-am zis, se vede o coadă de leu și un 7, o realizare. Un 42 mi-ar apărea, orică este ziua nomastică a cuiva și faceți 42 de ani și veți sărbători, ori 42 de ore, da? Un succes, o fericire cu surprize, cu cadouri, spun eu, cu bucurii pentru persoane cu M, pentru persoane cu V. Deci veți avea ceva de, cum să zic eu, o masă festivă, ceva, ori este ziua cuiva, am spus, ori în 42 de ore veți fi foarte fericiți pentru primirea unor cadouri. Se mai poate vedea aici unele femei triste, zic eu, cu G, cu I, femei care plâng, probabil din cauza bărbaților care îi aveți lângă dumneavoastră, vă supără cu ceva sau au plecat sau vor să plece, nu pot să-mi dau seama, dar sunt aici. Arată și o parte de tristețe pentru unele femei, din nefericire, vedeți că nu tot timpul este viața roză, da? Are legătură clar cu un bărbat mai înalt, mai brunet, mai dezvoltat în numeri. Mie mi-apare un B lângă acest bărbat, aceste femei, sunt vreo 3 femei, pe capul unei femei este un G, pe un capul altei femei un I, un G, un I și un V, da? G, I și V. Poate sunteți 3 persoane diferite, suferiți din cauza unui bărbat înalt, brunet, un pic cam musculos, zic eu, un bărbat un pic arată destul de chic, de ok. Poate vă supărat bărbatul ăsta cu ceva dacă vă încadrați cu aceste inițiale. Drumuri foarte multe pentru forfotă, da? Văd foarte multă forfotă, probabil cu venirea sărbătorilor, vă grăbiți să plecați să cumpărați cadouri în magazine, cărucioare, ceea ce ar fi un magazin,
un magazin cu cărucioare din aștia înalte, foarte multă forfotă, vă grăbiți să cumpărați, să fie tot în regulă, prin sărbătorile, să luați cadouri, să nu rămâneți fără cadouri, da? Atenție cu condusul mașinilor pentru persoane cu inițiala de E și se mai poate vedea un P. Văd că o roată din spate de la o mașină de culoare închisă, aveți o problemă, da? Deci foarte mare atenție să care nu cumva să fiți pe autostradă, Doamne ferește, să faceți un accident. Eu nu văd autostradă, eu văd undeva într-o parcare, probabil faceți o pană, ceva de genul. Veți avea, în orice caz, o problemă cu mașina. Va trebui să o duceți la mecanic urgent, dacă cumva nu ați făcut de mult un control la această mașină, încercați să mergeți din timp la un mecanic, pentru că veți rămâne, dragii mei, în pană, undeva anume. Să dea Dumnezeu să nu fiți pe autostradă, ca nu cumva să faceți, Doamne ferește, un accident, da? Lumânarea aprinsă, biserică, este foarte bine pentru persoane cu inițiala de M, pentru persoane cu inițiala de E, iar se mai poate vedea un O, probabil veți merge la biserică, este o biserică, lume multă la această biserică, credință, da? Este foarte, foarte bine. Aici mi se face, mi se vede un calendar, cum aș vedea eu aici, da? Arată 22, 21 și 24, ca și cum ar fi pus pe un perete, da, este clar că este un calendar. Sub acest calendar, niște oameni se împing, se lovesc. Doamne ferește să nu înceapă acum pe 21, 22 până în 24 decembrie, înainte de sărbători, da? Chiar în ajunul Crăciun, să nu înceapă, Doamne ferește, o, cum se numește, o revoluție, să auziți cumva ceva în stradă, da? Să nu se întâmple, pentru că există acest calendar pe perete, e ca un fel de calendar, o hârtie așa, unde arată 21, dar în linie jos, așa, deci nu una după alta, da? Deci vine așa în ordine, vine 21, 22, 23, 24 și sub acest calendar se fac ce acești oameni zbiară, țipă, se împing, nu știu, veți auzi ceva în această dată, da? Veți auzi ceva. Se mai poate vedea brăduțul de Crăciun, asta este foarte bine, oamenii adunați la masă, probabil sărbătoriți, da, sărbătorile, vă pregătiți, da, mese, femei care gătesc, femei care pun masa, bărbați care repară ceva, ce știu eu aici. Pentru unele femei în 5 puncte apare o cupă. Un succes în dragoste, da? Un succes în dragoste. 5 zile, 5 ore, da? De ce nu? Poate 5 luni, dar nu cred, cred că este mai repede. Aveți o cupă, un succes legat de o inimă. O să aveți, probabil vi se va îndeplini ceva dorințe sau vă veți întâlni marea dragoste. Lângă această cupă se poate vedea un E, un N, un I, da? Și două lumânări aprinse, două persoane care stau față în față și vorbesc, dar cu dragoste, cu succes. Deci poate să fie începutul unei noi relații, poate să fie îndeplinirea unei dorințe în dragoste, poate să fie împăcare, da? Cu cineva cu care v-ați certat. Pentru alte persoane, lacrimi, vărsați lacrimi pentru că vă simțiți singuri, singure de sărbători, v-am spus, poate că nu aveți posibilitatea să mergeți în țară, poate că vi dor de cineva, sunt lacrimi de supărare, să știți aici, da? Aici se mai poate vedea o față de o femeie cu inițiala de G și se mai poate vedea un C. Această femeie este foarte supărată, foarte enormă. Aveți un necaz, voi ăștia cu G și C. Vă cade deasupra capului o supărare, da? Poate să fie o pierdere de bani, poate să fie o supărare în dragoste, poate să fie o supărare cu copilul. Doamne ferește să nu fie o problemă de sănătate, cred că ar fi, pentru că se apare o cruce. Dacă nu este a voastră, poate să fie a altcuiva de la un drum și o să fiți supărați. Acum, fix în,
în preajma sărbătorilor primiți această veste de această cruce, da, care vă deranjează foarte tare această veste, vă veți supăra, e și ceva normal, mai ales dacă are legătură cu familia voastră sau cu cineva cunoscut care l-aveți la suflet, pentru persoane cu G și C veți primi o veste care vă supără foarte tare. Alte persoane vi se va îndeplini mici dorințe, din câte văd eu. Alții veți avea ceva reușite chiar și cu locul de muncă, probabil veți primi bani mai mulți în 3 puncte, veți primi cadouri, poate chiar și de la locul de muncă, dacă lucrați badante, dacă lucrați chiar și într-o fabrică, ce știu eu, unde lucrați, veți avea o anumită satisfacție, să zicem așa. Vești, păsărele, tot felul de păsărele, tot felul de vești, în contextul ei că aveau este ok, da, pentru venirea sărbătorilor, forfota înaintea sărbătorilor, da, persoane cu inițiala de I, persoane cu inițiala, aici văd un patinoar, da, aici probabil mergeți la o distracție, mergeți să vă dați cu patinele, cum văd eu aici, persoane multe pe o pistă de patinoar, da, distracție, se mai poate vedea o tiribombă, poate că mergeți la un târg de distracții, ce știu eu, în weekendul ăsta, să zicem așa, sau plecați la munte, la schi, pentru că pot să văd aici și persoane care se dau cu schiurile, da? Chiar și un teleferic din ăla, un telescaun care se duce în sus, cum s-ar zice, pe un munte. Cu siguranță veți merge undeva la munte să vă distrați cu familia, cu prietenii, da? Aici este frumos, e ceva cu patine, cu schiuri, cu... Da, e frumos aici, e zăpadă, cred că mergeți la munte, sunteți persoane cu I, cu M, cu A, cu N, mai multe inițiale, foarte frumos, da? Bucurie neașteptată pentru unele persoane, surprize pentru persoane cu inițiala de L, da? Începutul unor noi afaceri la anul pentru persoane cu inițiala de N, de B, poate vă veți schimba un loc de muncă. Și locul de muncă vă va aduce mai mulți bani. Poate că întemeiați o afacere nouă, ce știu eu ce să vă zic. Aici, în mijlocul cănii, mulți dintre voi veți strivi o broască în picioare. Poate un necaz, poate un farmec, poate o legătură, poate scăpați de un farmec. Broasca asta, care din ea se formează un opt mare, poate în 8 zile, în 8 săptămâni, în 8 ore, persoane cu inițiala de I, de P, de O, de J, iară se mai poate vedea un Z, da? Și un A foarte mare, veți vărsa lacrimi de fericire că veți scăpa, dragii mei, de un necaz, ca și cum această broască voi o veți rupe în picioarele voastre. Da, și aici aveți o anumită protecție, un sfânt foarte mare care vă protejează pentru cei care veți călca acest necaz în picioare, această broască, această nenorocire, voi cei care v-am spus aceste inițiale. Aici se mai poate forma un 3 mare cu reușită, cu semne de întrebare, și se vede un papion care se pune la gât. Asta înseamnă un nou început, da? Un nou început cu succes, da? Cu acest minunat papion. Sau veți fi invitat la o nuntă, la un botez, la o cununie, da? Dar mie tind să cred că pentru unele persoane, în special persoane cu C, cu I, și se poate vedea și un S foarte mic, cu acest papion începeți ceva nou la anul, da? La anul veți începe, dragii mei, ceva nou. În viața voastră se va întâmpla ceva minunat, ceva nou. Haideți să vă puneți, dragii mei, și o dorință. Toți cei care ați ales, nu care ați ales, care vă încadrați în această lectură, din această variantă, ia uitați, drumuri lungi, vedeți? Plecați. Plecați la drumul lungi sau veniți de la drumul lungi. Vi se rupe din nefericire o verghetă, rotundul s-o rup, da? Poate că vă întâlniți destinul la drum lung în țară străină, veți lăsa multe femei dintre voi bărbații cu care nu vă mai înțelegeți bine, veți renunța, veți avea curajul să dați divorț, să lăsați niște bărbați care v-au supărat, v-au necăjit. Se poate vedea clar aici o față de un bărbat rău, da? Se poate vedea care are o inițială de T și O.
Haideți să vedem, la multe persoane dintre voi vi se îndeplinesc dorințele, da? Unii dintre voi de la drumul lung v-a spus, la multe femei vi se rupe verghieta, dar vi se rupe că doriți dumneavoastră să se rupă din cauza unor bărbați răi, un bărbat cu T, un bărbat cu L, mai mi-apare, veți renunța, vă veți îndrepta către o altă viață, către un alt destin, către un alt succes, da? Alte femei care ați fost plecate în țări străine și ați lăsat bărbații acasă pe încredere, acest bărbat v-au păcălit, v-au mințit, v-au înșelat, voi ați aflat, veți pleca acum acasă de sărbători și veți face curățenie în general, adică veți regla conturile cu acest om, da? Pentru persoane cu A, se mai poate vedea un P, iar un O, un N, un M, că sunteți femei sau bărbați, vă cade o reîmpăcare, da? Se unește un pod, ca și cum vă reîmpăcați înapoi cu persoana cu care ați fost certați. Pentru alte persoane cu I, cu J, veți întâlni pe cineva în calea vieții voastre. O persoană cu D, o pierdere, cade la o persoană cu D. Sunt aici lucruri care se pot rezolva în această săptămână. Reîmpăcări foarte multe, eu văd, probabil vă veți împăca, un 15 foarte pronunțat, probabil acum pe data de 15, mulți dintre voi veți avea reușită în îndeplinirea dorințelor, se mai poate vedea un 21 și o față care se miră. V-am zis, vis-a-vis de acel calendar, poate că veți auzi sau veți participa sau veți vedea cu ochii voștri că se va întâmpla ceva acum în 21-22 până în 24. Eu sper din suflet să nu fie de rău, dar din câte am văzut acolo sunt foarte mulți oameni, țipă, urlă, să nu înceapă, dragii mei, vreo revoluție sau vreo ceva pe stradă, da? Așa că stați liniștiți, pentru mai multe detalii căutați-mă pe WhatsApp. Sper că și de data asta v-am încântat, așa a ieșit această lectură. Asta v-am spus-o, ia să vedem să vă mai trag o carte vis-a-vis de dorințe, toți cei care aveți dorințe, să vedem în această săptămână dacă dorințele dumneavoastră la toți cei care v-ați încadrat în această lectură se îndeplinește, da? Dorințele. La mulți dintre voi da, la mulți nu, da? Aveți multe dorințe un pic imposibile. Da? Nu înseamnă că dacă a apărut moartea nu se îndeplinește. La unele persoane dorințele voastre imposibile nu se vor îndeplini, iar la altele veți renunța la ceva și veți începe altceva. Veți renunța la ceva vechi în viața voastră și veți începe ceva nou. De aia a apărut această moarte. Da? Sau mulți dintre voi nu mai credeți că dorințele se pot îndeplini, nu mai aveți puterea de a crede, nu mai aveți speranțe, nu mai aveți încredere nici în dumneavoastră, nici în Dumnezeu, da? Dau un exemplu. Sau dorința care voi o aveți nu se îndeplinește pentru unele persoane sau pentru alte persoane chiar nici nu vă mai doriți nici măcar un loc de muncă, un păcare, doriți cu totul altceva și atunci se va îndeplini. Sau puteți să aveți persoane care vă doresc moartea, care nu vă suportă, dușmani de moarte, care nu vor, sau puteți să aveți persoane care vă pun blocaje ca dorințele dumneavoastră să nu se îndeplinească. De ce nu? Poate că aveți persoane care vă lucrează cu magie neagră ca voi să nu puteți să aveți șanse de îndeplinire în dorințele voastre. Eu vă doresc o zi minunată, o zi sfântă, o zi binecuvântată, dragii mei. Vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Vă doresc din tot sufletul meu și din toată inima mea la tot să stați bine, să fiți sănătoși, să aveți parte de toate dorințele dumneavoastră să vi se îndeplinească. Eu voi continua cu rugăciunile mele pentru toți în parte și să ne vedem, dragii mei, și să ne auzim cu bine. O zi minunată și un început de săptămână binecuvântată!